Această emisiune vă este prezentată de Regenera, primul tratament cu micro-grefe din România pentru plăgi, arsuri, alopecie și artroză. O terapie oferită de Stem Shore și Dr. Mit. Bine ați venit la Dr. Mit! Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să aduc în fața voastră cele mai noi și mai importante informații medicale. Date fiind timpurile în care trăim, presimt că până în martie 2021 o să tot discutăm despre noutățile în tratamentul infecției cu noul coronavirus, de ce unele medicamente parcă merg, ca peste câteva luni să auzim că au eșuat, de ce unele studii dau rezultate pozitive, iar alte studii venite după ele le contrazic. Așa, după cum bine știți, mecanismul prin care știința evoluează nu este cel prin care aceasta încearcă să-și confirme descoperirile, ci prin tentative de a le dovedi greșite. Logica este că dacă pe de o parte ai tras o concluzie și pe de alta ai încercat să o infirmi și n-ai reușit, atunci concluzia inițială e cea corectă. Aceasta duce la evoluție și nu este nicio rușine pentru nimeni ca o cercetare să producă azi un rezultat diferit față de ieri atunci când vorbim despre știință. Dacă ne uităm câteva luni în urmă la tratamentele anti-COVID-19, vedem că aveam o stea care strălucea intens, hidroxiclorochina. După doar câteva luni de la autorizarea de către Food and Drug Administration din Statele Unite, aceasta se stingea total nespectaculos din câteva motive puternice pe care le găsiți pe drmit.ro în episodul dedicat acestui subiect. Alte tratamente care par să aibă succes în tratarea COVID-19 sunt anticorpii monoclonali, administrarea de celule stem hematopoietice urmeze în chimare prin aerosol direct la nivel alveolar sau medicamentul Remdesivir. Despre acesta, din urmă, vă voi povesti în această întâlnire a noastră. Există câteva întrebări importante. Ce este Remdesivir? Cum acționează? Și dacă este cu adevărat eficient în salvarea celor infectați cu noul coronavirus? Remdesivir este un prodrug, sau mai pe românește spus, este un pro-medicament. Aceasta înseamnă că produsul de sinteză în sine nu vindecă nimic, ci are nevoie să fie modificat de către organismul uman ca să devină ceea ce trebuie. Mai simplu este exact ca în bancul despre fabrica de biciclete de la Fugir, de unde îți cumpărai o bicicletă dezansamblată și, indiferent cum o montai, tot mitraliera ieșea. Ei bine, la fel și aici. Noi oferim organismului un produs chimic gata de montat de către celule într-un medicament adevărat. Și o să vă dezvălui acum cum se întâmplă aceasta în două episoade. Nu este deloc cea mai simplă explicație pe care o veți auzi, dar cu siguranță vă va ajuta să vă creați o imagine asupra cât de complicat este corpul uman, dar și cât de departe am ajuns cu știința la această oră. Remdesivir este injectat intravenos pacientului. Sângele îl poartă la nivelul celulelor, unde în 20 de minute este absorbit și metabolizat de către esteraze și de către enzima HINT1, până la forma chimică identificată ca GS-44-15-24 monofosfat. Rezistați că n-am terminat! Această formă în sine, spun unele voci, că ar putea fi vândută direct ca medicament, fără a mai fi nevoie de formula de început a Remdesivirului, însă nu intrăm în această dezbatere acum. Mai departe, în celulele pacientului infectat cu noul coronavirus și tratat cu Remdesivir, nucleotid monofosfat chinaza fosforilează GS-44-15-24 monofosfatul la varianta trifosfat, adică la metabolitul activ, sau mai bine spus, abia acum promedicamentul devine medicament în realitate. Întâmplările din aceste două minute pe care vi le-am povestit îi iau organismului cam două ore. Tradus altfel, în primele două ore de la începutul tratamentului cu Remdesivir, organismul ansamblează bicicleta de la Fugir într-o mitralieră pe care urmează să o folosească împotriva virusului care l-a invadat. Ceea ce se întâmplă mai departe seamănă foarte mult cu un film polițist în care avem momeli, infiltrări și distrugeri de rețele de crimă organizată. Până ne revedem data viitoare, vă spun doar că Remdesivir îl lasă pe coronavirus să intre în celulă și acolo întinde capcana. Pentru mai multe detalii despre coronavirus și COVID-19, vizitați pagina de Facebook a emisiunii sau accesați drmit.ro. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit. Această emisiune v-a fost prezentată de Regenera, primul tratament cu micro-grefe din România pentru plăgi, arsuri, alopecie și artroză. O terapie oferită de Stem Shore și Dr. Mit.